Noua lege a pensiilor a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede eliminarea inechităților și întărirea principiului contributivității. Noua lege va veni cu două majorări, una în ianuarie, când pensiile vor fi indexate cu rata inflației și jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, și o a doua majorare în septembrie. Atunci, toate cele 4,7 milioane de pensii vor fi recalculate în baza unei noi formule. O altă prevedere este egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbații la 65 de ani, dar treptat până în 2035. Există aici și excepții. Minerii, de exemplu, vor putea ieși în continuare la pensie mai devreme, la 45 de ani, din cauza condițiilor dificile de muncă. Și mamele care au crescut mai mulți copii vor putea ieși mai devreme la pensie. Impactul bugetar al noii legi a pensiilor va fi de 25 de miliarde de lei pentru anul viitor. Sursa de finanțare a fost și motiv de contre în coaliție, însă PNL și PSD au ajuns într-un final la un acord. Pilonul 2 de pensii nu va fi impozitat suplimentar. Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că nu se va atinge nimeni de pensiile administrate privat și a cerut ministrului de finanțe să clarifice textele din noul cod fiscal, care lasă loc de interpretări. Vreau să lămurim din start orice speculație despre intenția ascunsă a statului legat de pilonul 2 de pensii. Nu există așa ceva. Acum două luni eram cu toții acuzați că îl naționalizăm. Acum că îl vom supraimpozita. Nu are nimeni vreun asemenea plan. Mai mult, vreau să-i rog pe domnii de la USR să răspundă pentru miliardul de la vaccinuri și pentru celelalte sute de milioane de euro furate din pandemie. Și să nu mai manipuleze în presă știri false, cum este aceasta că guvernul României ar dori să supraimpoziteze sau să naționalizeze pilonul 2, astfel încât să acopere știrile cu astfel de știri. Îl rog și pe domnul ministru Boloș să propună soluția pe care o consideră necesară pentru a clarifica textele din codul fiscal ce au fost invocate ar lăsa loc de speculații. Presa a relatat în ultimele zile că pensiile din pilonul 2 ar urma să fie impozitate suplimentar. De vină ar fi noul cod fiscal care supraimpozitează pensiile speciale, dar în text nu era prevăzută explicit exceptarea de la taxarea suplimentară a pensiilor din pilonul 2. Fostul premier Florin Câțu a rămas fără imunitate. Plenul Senatului a votat cererea DNA. Astfel, Câțu poate fi urmărit penal acum în dosarul vaccinurilor. Au fost 90 de voturi pentru, 2 împotrivă, iar alții 3 senatori nu au votat. Florin Câțu, dar și foștii miniștri USR de la Sănătate, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, sunt acuzați de DNA că au cumpărat 10 de milioane de vaccinuri anticovid în plus în timpul pandemiei. Prejudiciul din dosar depășește 1 miliard de euro. Bugetul pentru anul viitor va fi gata în decembrie. Tot luna viitoare va trebui să fie gata și reorganizarea ministerelor. Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor să prioritizeze investițiile, astfel încât procentul alocat din PIB să fie cel puțin egal cu cel de anul acesta. Am și două teme pentru început de decembrie pentru toți membrii guvernului: bugetul pe 2024 și reorganizarea ministerilor. Vreau să prioritizați atât proiectele de investiții, cât și resursele umane din instituțiile pe care le gestionați. Ne bazăm pe oamenii care pot face performanță și pe investițiile care pot crea cele mai mari efecte de multiplicare. Ca să știu sigur că bugetul pe anul 2024 va fi tot cel puțin 7% din PIB,
alocați pentru investiții. Liderii coaliției de guvernare anunțau recent că bugetul pe 2024 va fi axat în special pe alocările de fonduri pentru educație și sănătate. După ce guvernul va termina proiectul de buget, acesta va fi trimis în Parlament pentru adoptare. Guvernul a suplimentat cu aproape 1,6 miliarde de lei fondurile primăriilor. Banii erau necesari pentru cheltuielile cu asistența socială, dar și pentru diferite investiții pe final de an. Alocăm astăzi fondurile necesare autorităților locale pentru cheltuielile descentralizate privind asistența socială, astfel încât să poată încheia toate autoritățile locale fără nicio problemă anul în curs. De asemenea, vom acorda suma totală de aproximativ 1,58 de miliarde de lei, care vor merge pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale autorităților locale, precum și pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură, prioritate fiind normal exercițiul financiar trecut. Aș vrea să-i asigur pe toți primarii că și în următoarele ședințe de guvern vom aproba acele cheltuieli esențiale de care administrația locală are nevoie, plus finanțarea investițiilor prioritare. Măsura guvernului era necesară în contextul în care este în vigoare ordonanța austerității, care limitează cheltuielile instituțiilor publice pe final de an. Barcelona, Dortmund, Lazio și Atletico Madrid s-au calificat aseară în optimile Champions League. Barça a câștigat cu 2-1 meciul cu Porto, Dortmund s-a impus cu 3-1 în partida cu AC Milan, Lazio a făcut 2-0 cu Celtic, iar Atletico Madrid a câștigat cu 3-1 meciul cu Feyenoord. Calculele calificării s-au complicat însă pentru PSG. Parizienii au reușit să obțină cu greu un egal cu Newcastle după ce au marcat pentru 1-1 în al 8-lea minut de prelungiri. Etapa 5-a din faza grupelor continuă în această seară. Arsenal și Napoli ar putea obține matematic calificarea în primăvară. Englezii au meci cu Lens de la ora 22, iar Napoli o întâlnește pe Real Madrid, care este deja calificată tot de la ora 22. Primele meciuri încep însă de la 19:45, Galatasaray Manchester United și Sevilla PSV. Regulile fotbalului ar putea fi modificate semnificativ. Asociația care veghează legile jocului ia în considerare introducerea eliminărilor temporare în fotbalul profesionist, ca în handbal. Astfel, jucătorii ar putea fi scoși din teren pentru 10 minute pentru a atenua tensiunile. O astfel de măsură se aplică deja din 2017 în competițiile de amatori. Eliminările temporare s-ar putea aplica de anul viitor dacă măsura va fi adoptată la viitoarea adunare generală din martie. Multe valori, peste 4-5-6 grade în partea de sud și de est a teritoriului, însă temperaturile minime vor fi destul de diferite de la o noapte la cealaltă, astfel încât marți spre miercuri vor deveni pozitive în aproape toate regiunile, însă miercuri spre joi vor fi din nou negative în toate regiunile, toate acestea în funcție de masele de aer și fronturile care se succed în zona țării noastre, pentru că această încălzire va aduce după sine o masă de aer mai cald și, în consecință, precipitații în transformare, de data aceasta invers, de la ninsoare la lapoviță și ploaie. Dacă astăzi vom mai avea în vestul, nord-vestul, centrul teritoriului precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane și mixte, în zonele mai joase de relief, mâine un front atmosferic va traversa țara cu totul, va determina sisteme noroase și precipitații de la vest către est în toate regiunile, pe alocuri mai însemnate cantitativ și, cum spuneam, în transformare, astfel încât în zonele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță ninsoare, dar și ploaie în zonele mai joase montane, iar în zonele de câmpie precipitațiile se vor transforma treptat, vor deveni preponderent sub formă de ploaie. În zonele cu probleme, în partea de sud-est a teritoriului, unde avem stradă zăpadă la momentul acesta, va diminua mult în grosime, sub
incidența precipitațiilor în formă lichidă. În aceeași măsură, vântul, care a pus probleme și va mai avea intensificări și astăzi, dar nu la aceleași viteze ca în intervalul anterior, va slăbi treptat în intensitate, se va mai manifesta în mod deosebit în zona litoralului, în zilele următoare, dar pe arii mult restrânse și la viteze mult reduse față de ceea ce a fost. Vom mai avea intensificări de 45-55 de km pe oră în mod deosebit în vestul, în centrul, în estul teritoriului și pe crestele montane cu viteze mai mari de peste 70-80 de km pe oră, acolo unde într-adevăr, zăpada va fi spulberată. Și în capitală, variații termice, dar într-un sens bun de data aceasta, pentru că temperaturile vor crește ușor, miercuri poate chiar 9-10 grade, în timp ce minimele vor fi marți, miercuri pozitive, 3-4, iar miercuri spre joi din nou ușor negative. De data aceasta, rolul nebulozității.